Foarte. Foarte bine, n-am ce să mai cer. Ia uite-l. S-a uitat direct în ochii mei. Ia. Așa auzim. Astăzi o să vă surprind. Eu vă chem în camera roșie pe Virginia. Tu cumva din ambiții? Nu, cred. Că și Patrick a chemat-o pe... Nu, de, sunt colegi de cameră, da. Patrick, v-am zis, da. Eu am zis asta dinainte, hai să dăm note. Păi... Virginia, ai grijă! Wow! Aha! Aha, da, uite, lângă cine domnul. Șarpile! Wow. Șarpe ce ești! Haideți, mă, hai mă, Patrick, vină cu acest. Șarpe, răule, te-a amenințat, dar nu l-ai Patrick. Crezut. Patrick! Nu fac, frate. Bă, Patrick, ieri a zis, dar nu l-am crezut. Știi? Știi că a zis? A zis? Da, bă! 9. La prima? Da. Ți-am zis, Cosmin, când simte că îi fugi 8, da. Pământul de sub picioare. Și 9. Ăsta a fost Patrick. Măi, Bogdan și Robi. Ăsta a fost Robi. Și ăsta a fost Bogdan. După aia vezi că le dai speranțe și iar... La care pun inimioară? Niciunul. Hai bine că pun eu de la mine. Ce? La Robi. Tăiată. Dar Boba a dat cadrul cu mine în cameră, nu? Da, niciunul văd. Nu, a chemat altă fată în afară de Ștefania. Bine, ai văzut și ia Ștefania. Camera 1, 9. Camera 2, 8. Camera 3, 9. Mamă, câte camere am avut? Și camera 4, ia. Camera 3, 9 cu inimă. Ia. Cine a fost camera 3? Ați înnebunit-o pe Ștefania, eu v-am zis. Măi, Cosmin. Nu mă așteptam, sincer. Te așteptai? Zic că a făcut-o... Cosmin, când simte alunecări din teren, se și incinta. El își dorește puțin în siguranță. Știi că vorbeam, Rubi, dacă Ștefania își dă puțin drumul la gură, face furore aici. Fii atent. Uite, vezi că... Are trei camere roșii. Tu ai chemat-o primul. Tu al doilea. Nu. Nu! Și al doilea ce era? Optul ce era? Optul. Ba da. Te rog. N-ai chemat-o pe ea. Vit? N-am chemat-o pe ea. Bună. Am primit conexiune și încă m-ai chemat. Am auzit. Bună. Bună. Ce faci? Bine tu. Bine. Chiar și nu mă așteptam. Da? Deloc. De ce nu te așteptai? Nu mă așteptam nici la tine, în primul rând, și nu mă așteptam să mai fiu chemată. A, de ce mai fost chemată? Nu. N-ai mai fost. Bine, lasă așa. Te-am chemat pentru că nu am avut ocazia să vorbesc cu tine și... Da, și este noi chiar nu am vorbit deloc până acum. Exact. Și voiam să aflu mai multe chestii despre tine. Ce anume? Știu că tu cumva te-ai focusat pe Patrick. Da. Dar mă gândesc că mai sunt băieți care îți plac. Nu știu dacă sunt eu printre normal, ei. Da. Eu l-am menționat și pe Robi și nu știu dacă aici sau pe la hotel le-am mai zis fetelor strict fizic, deci ești și tu. Așa ca și tipar. Uh-huh. Am zis că îmi plac băieții mai bruneți. Așa. Ok. Spune-mi ceva despre tine. Nu am apucat să vorbim deloc, într-adevăr. Adică și când am fost prin casa băieților erai cu, nu mai știu, sau alte fete, sau pur și simplu n-am avut ocazie. Mm-hmm. Am fost ieri acolo la voi la masă și te-am simțit pe tine mai dezinvolt așa și vorbăreață și îmi place chestia asta la da? O dată. Da, păi zici că îți plac să fie mai retrase. Dar și tu ai chestia asta, adică nu mi se pare că te arunci așa. Da, nu. Ești dar îmi place tău. Să și vorbesc. Îmi place că ești vorbăreață, știi, dezinvolt așa și spui lucrurilor. Am văzut că... Și, da, am vrut să te cunosc și pe tine, să spui câteva chestii despre tine. Păi ce anume ai vrea să știi? La ce te uiți tu la un băiat? În afară de fizic. Îmi place să fie hotărât, dar vezi aici, fiind situația de așa natură, nu da, prea ai asta... cum, vorbind în mod general. Nu-mi plac bărbații foarte posesivi, dar nici așa indiferenți. Ok, deci și... să vezi un interes acolo. Exact. Și să fie foarte atent la detalii, nu știu, să facă mici gesturi prin care să-mi dovedească că uh-huh. are un interes mai aparte. Tu ești un pic gelos așa, de fel. Sunt un pic gelos, dar până acum mi s-au și dat motive și de aia nu prea mai am așa 100% încredere, știi? Uh-huh. Dar dacă văd că din partea bărbatului nu vine nimic, nu, chiar nu sunt absurdă. Tu ce vrei să afli despre mine? Ce cauți la o... femeie. La o femeie? Mi se pare, uite, că și luni cu cine ai interacționat, Ștefania și Bianca sunt destul de diferite.
Depinde din ce perspectivă privești. Eu comportamental le văd la fel de rezervate și finuțe în gesturi și așa. Asta da. Asta îmi place și... Deci îmi place foarte mult la o fată. Bine, atunci în general, ce îți place la o femeie? Sau ce cauți? Mă interesează comportamentul, atât față de mine cât și față de ceilalți. Și chiar dacă ar fi, nu știu, o discuție mai aprinsă, m-ar interesa să văd cum gestionează cearta. Ești așa mai serios sau mai... Și. Sunt serios când trebuie, jucăuși când trebuie. Te adaptezi situației până la urmă. Și mă interesează să văd ce planuri de viitor are, dacă are planuri de viitor. Îmi place să fie și gospodină, uite, na, poate un aspect important, deși toate se învață, adică nu aș pune mare preț pe chestia asta, dar îmi place, știi, îmi place să văd că îi, știi. Ce voiam să te întreb mai așa, pentru curiozitatea mea, m-ai chemat cumva pentru că Patrick a zis de Ștefania? Nu, nu. Eu nici nu știam dacă a chemat-o, habar n-am. Păi nu de chemat, că nu știu, pe conexiune mă refer, că nu, a zis. Nu, au vorbit ieri. Nu-mi place să dau contre sau chestii din astea. Adică dacă am ceva să spun, spun. Am spus și ieri în Casa Fetelor că îmi doresc să cunosc toate fetele. Te-am ales pe tine astăzi. Da. Pentru că, cum eu chiar tu, m-am gândit de multe ori, mai, dar cu Cosmin chiar n-am vorbit absolut deloc. Adică... Și aveai de gând să mă chem tu vreodată? Pot să zic. Pot să zic. Era bine, poate, nu știu. Zici? Nu știu. Nu știu, vezi, oarecum a fost așa că toți parcă ne-am axat pe o persoană, două în mod special. Și cam atât. E cam nasol. Bine, mi-a făcut plăcere. Și mie. Ne-am curentat. Ai grijă de tine. Și tu. Ne revedem. Bine, te pup. Te pup. Vreți să luăm foaia de anchetă? Ia mă, ia! Hai, dă-te foaia! Să înceapă matematica puternic dezvoltată. Facem ancheta acum pe foaia Ștefanie. Stai puțin, bagă-te că e nasoară treaba. Cine a fost primul? Blanao. Facem iar un Blanao? Deci. Ieri erai aici că Bogdan te deranjează, că nu mai poți... Mă deranjează, măi! Ca prieten e ok, dar nu... I-am zis și casa iubirii. Bogdan își dorește o cunoaștere în sens de relație, nu în sens de prietenie. Nu cred că te cheamă Camera Roșie pentru prieteni. Nu simt nimic pentru el. Să-i spui. Păi bun, să-i spui. Am spus. Și totuși îi dai 8, care nu e o notă mică. Oricum, îmi face plăcere să... Da, nu știu. Scrie la al patrulea Cosmin și lui dai 10. Ca să fie totul clar. Păi de ce? Poate nu e clar, nici măcar pentru ea. Poate păi ea a zis Cosmin. Da, eu până acum, cu toți care am interacționat, am rămas cu ideea că Cosmin mi-a strănit deci era mai Ștefania mult. Și Bianca. Asta pentru că a interacționat mai mult cu Cosmin. Dacă poate fi și asta, dar... probabil mai mult cu Robi. Că e nouă cu inimioară. Vezi cum se schimbă roata. Cum se schimbă roata. Ștefania... 3 camere și probabil, de fapt 3, că Cosmin n-a chemat-o pe ea. Vai, Robi, ce-ai făcut acum astăzi? Pune tot S? Vai, ce-am făcut? Mi se pare că ar fi vrut să o pun pe Virginia. Nu, S. Păi bun, cine a fost după mine? Stai că, ok, lasă-mi pe Bogdan un prim. De 3 ori a fost chemată. Care a fost 5? Care a fost 5? Robert. Aici punem direct L. Da. 6, Robi. Pune S, că e S și S. El putea să profite maxim. Crede-mă că dacă profita și... Eu, dacă eram în locul lui, nu exista să-și îndrepte privirea spre altcineva. Îți sunt convins 100% și cred că știi și tu. Nu exista. Și fetele care nu au fost chemate cine a fost, este... Ce numere avea? 1 era 9. Primul? 9, 8. 8? Și 9. Și cu inima. Și aici? 9 cu inima. 9 și cu inima. 1 la mână. Neîncrederea în el, pe lângă Bogdan, fra. Nu vreau să zic că Bogdan e ceva. 2 la mână. Reacția lui către Bogdan, el chiar s-a simțit amenințat de Bogdan, frate. Și încă o fată. N-a fost chemat, să vezi cum face. Și încă cineva. Cine a mai rămas? Pe cine? Daniela? Păi nu a rămas nimeni. Afară a rămas Bianca. 1, 2, 3, Bianca 4. Și... Doar Bianca Giulia, a rămas. Și Giulia. Nu, și Giulia și mai e cineva. Nu, atât. Nu, atât. Ești supărată? Pare așa îngândurată.
Oricum, eu cred că Cosmin a făcut asta din ambiții sau ceva, pentru că nu a pomenit, Virginia. Mai, stai o secundă. De când nu l-ai mai întrebat pe Cosmin ce face? Nu a zis. Azi dimineața l-ai întrebat? De ieri. Nu, i-am zis neața. Păi da, vezi ce schimbători sunt ei? Păi, au zis Tu vorbești care ieri era în cunoaștere cu Robi și te-a întrebat... Pe mine că mă deranjează ceva. Nu, pe mine că mă deranjează ceva. Te faci considerată contra? La mine, ui, stop. Eu nu mai văd nimic. Deci... Vezi decât un alt beat? Nu, pe Ștefan nu vreau să-l cunosc, pentru că... Mi-e place Ștefan, îmi place Ștefan, adică nu... Mie, dacă îmi spui ceva, la mine stop, eu nu trag de nimic, eu nu... Am înțepenit aici. Eu nu mai simt nimic pentru... Adică mie, dacă vine acum Robi să-mi zic că vreau să-l cunosc, nu! Ups. Nu există. Deci Robi a primit nouă cu inimioară, mă. Ia uite la Robi, facem aici o mașință că se duce deja... Se duce bine, se duce Craiova. Se duce luna de miere. Ce simte el? Cu Ștefania, bani frumos, le fac și capul. Ia uite un cap aici și încă un ochi. Dar eu mâine nu chem pe nimeni în camera roșie. Eu mâine-s bolnavă, gata.